Da, instalația electrică este trasă, așa cum se vede. S-a făcut și instalația termică, pe cu încălzire prin pardoseală și iată, am turnat și șapele. Ceea ce înseamnă că evoluăm. Așteptăm acum ușile și geamurile care trebuie să ajungă săptămâna viitoare, cred. Și putem să, după aia, să ne apucăm de tencuieli, de interioare. Încă este nevoie de ajutor și de foarte, foarte mulți bani pentru a putea termina. Bine, mai bine de jumătate deja este terminat, zic eu. Sunt tare, tare fericită că am ajuns până aici și am încredere că Sfântul Nectarie nu ne va lăsa și că anul viitor vom putea să facem terapie într-un loc deosebit, într-un loc realizat pentru nevoile lor, special adaptat. A fost mult până acum. Sunt 9 ani de când visez la acest loc, 7 ani de când pun leu cu leu deoparte pentru a-l vedea realizat. Este foarte multă muncă în spate. Aici avem toate mizeriile rămase, dar cu siguranță ne vom bucura de ceea ce am realizat, pentru că cred eu nu foarte multe asociații reușesc să lase în urma lor ceva pentru eternitate. Și eu cred că acest centru, Centrul de Recuperare Sfântul Nectarie, va dăinui în timp și va avea porțile deschise persoanelor cu dizabilități pentru a-i ajuta și a-i înțelege cum poate nicăieri nu sunt înțeleși. Eu vă mulțumesc. Azi am făcut această recepție a lucrărilor la parter. Sus nu ne urcăm, că este o scară destul de ciudățică, ceea ce înseamnă că vom avea nevoie de un lift dacă vrem să fie accesibil și etajul persoanelor cu dizabilități, și noi vrem, așa este. Dar acela nu este momentan chiar atât de prioritar. Prioritar este să putem să începem activitatea în noul centru. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc!